Uite ce trebuie să faci cu salariul tău dacă vrei să devii un om prosper. Te salut și bine te-am găsit la un nou video. Revenim cu ceva foarte, foarte important. Vorbim despre cum să-ți respecti mai mult salariul ca să faci mai mulți bani. Hai să vedem ce v-am pregătit. Hai să spun ce făceam eu cu salariul meu ca să pot să am bani de investit. În clipul ăsta o să încerc să-ți ofer 3 recomandări sau 3 sfaturi care te pot duce mai aproape de prosperitatea financiară. În primul rând, trebuie să stabilești un buget. Fără un plan financiar bine pus la punct sau măcar pus la punct, e foarte ușor să cheltui în exces. Deși unele metode de bugetare sunt complicate, ceea ce nu-ți recomand să faci, poți alege o metodă foarte, foarte simplă, care să nu-ți dea foarte multe bătăi de cap. De fapt, bugetul tău trebuie să se axeze pe două direcții clare. Suma pe care o încasezi lunar și cum te decizi să o aloci. Conform unei reguli 50-30-20, aproximativ jumătate din venitul tău ar trebui să meargă către nevoi. 30% către dorințe și 20% către economii sau investiții. Există și câteva aplicații bugetare ușor de instalat și de descărcat, care îți pot importa veniturile și cheltuielile fără prea mare efort și pot genera niște statistici financiare ușor de înțeles și foarte ușor de urmărit. Sau pur și simplu ia-ți o agendă, un pix și când îți intră banii, vezi cum împarți bugetele. Acesta a fost doar un exemplu. Înainte de a trece mai departe, te anunț că am dat drumul calităților de membri. Dacă îți place ceea ce fac aici, poți să devii membru. Pe lângă asta vei avea câteva beneficii, iar în timp o să vin cu altele treptat. Deci dacă vrei să devii membru, oprește acest videoclip, pune pauză, apasă pe butonul de join sau alătură-te și vei avea câteva nivele de membru pe care să le alegi. Mulțumesc! Numărul 2. Puneți niște bani deoparte pentru un fond de urgență. De foarte multe ori eu am trecut peste acest aspect, în schimb, în momentul în care ai o urgență, vei încerca să intri fie în economii, fie îți vei lua de la gură, fie vei renunța la ceva ce aveai nevoie cu adevărat. Cine s-ar gândi vreodată că în 3 ani ne vom confrunta cu o epidemie, un război și cu o inflație imensă? Și totuși, uite că asta s-a întâmplat. Pentru unii dintre noi, această perioadă a însemnat pierderea locurilor de muncă, diminuarea veniturilor, falimente, scăderea nivelului de trai, cheltuieli medicale, perioade de spitalizare. Știu, pare mult când le vezi scrise, dar deși nu avem niciun control asupra ceea ce se întâmplă în jurul nostru, nu în totalitate, putem totuși controla modul în care reacționăm sau, cu alte cuvinte, cum ne prinde o astfel de situație. Ai un fond de urgență? Lasă-mi în comentarii acum răspunsul tău. Îl voi vedea, îl voi citi și îți voi răspunde. Numărul 3 și ultimul punct, scapă încet de datorii sau nu-ți crește cheltuielile foarte mult. Achitarea datoriilor anterioare ar trebui să fie o prioritate în momentul în care vrei să începi să investești sau atunci când vrei să te angajezi pentru prima dată și trebuie să scapi de ele. Pentru că altfel te vei învârti într-un cerc vicios unde nu vei scăpa de datorii, vei cheltui de la o lună la alta și pur și simplu nu vei da înainte. Când îți distribui veniturile între economii și rambursarea datoriilor, totul se va rezuma la aspirațiile tale individuale și la ambițiile tale pe care le planifici alături de familia ta. Cu alte cuvinte, dacă vrei să-ți întemeiezi la un moment dat o familie, e mai sănătos să nu pornești la drum cu datorii, ba din contră, să ai ceva investiții. Pentru că existența lor poate influența mai multe aspecte. Relația ta, relația cu copilul tău sau cu copiii tăi, relația cu obiectele materiale, bani, casă, mașină, într-un fel dinamica relației de cuplu. Acestea au fost informațiile, dacă ți s-au părut utile, nu uita să lași un like, un comentariu și să dai un subscribe. Știu că te uiți și încă nu te-ai abonat, dar cel mai important este să aprinzi clopoțelul. Fă toate astea dacă vrei să fii la curent cu ceea ce postez pe acest canal. Ne vedem la videoclipurile următoare. Pa, pa!